Trei dintre răniții în explozia din Popeșle Ordene au fost transferați ieri la un spital din Frankfurt. Unul dintre aceștia, aflat încă în stare critică, a rămas la Spitalul Floreasca din capitală. O altă victimă a deflagrației din apropierea capitalei, care avea arsuri pe 90% din corp, a murit. Pentru transportul spre Germania a fost alocată o aeronavă Spartan a forțelor aeriene române. Aeronava militară din spatele meu arată acum pe interior ca o unitate mobilă de terapie intensivă. Totul pentru transportul în siguranță al răniților. Deși inițial a fost anunțat transferul doar pentru doi pacienți de la Spitalul Bagdazar Arseni, mai apoi s-au făcut procedurile și pentru un rănit internat la Spitalul Floreasca. Acum, pentru cei trei oameni, începe cea mai importantă cursă din viața lor, cea pentru a putea trăi mai departe. Explozia de la hala de reciclare i-a afectat extrem de grav. Cei doi bărbați internați mai întâi la Bagdazar Arseni au arsuri pe 70%, respectiv 55% din suprafața corpului. Transferul a fost realizat rapid la nici 48 de ore de la explozie. Totul grație mecanismului de transfer creat la inițiativa supraviețuitorilor de la colectiv. S-a creat acest mecanism care presupune niște protocoale cu niște spitale din străinătate, tocmai pentru a putea avea un transfer rapid și să nu fie nevoie de foarte multe formalități, documente și așa mai departe, și plăți, în special chestiuni legate de plată. Erau o discuție destul de amănunțită. Avem aceste parteneriate sau câteva sunt gata semnate, unele sunt în curs de a se perfecta acum. Potrivit legii, imediat după ce un rănit cu arsuri grave ajunge într-un spital de urgență din țară, acolo trebuie întrunită în cel mult 2 ore o comisie de analiză formată din medicul curant al pacientului, un medic de terapie intensivă și un chirurg plastic. Comisia decide dacă pacientul are criterii de internare într-un centru de arși. Nu avem centru de arși în țară. Se face solicitare către DSU pentru găsirea unui loc într-un centru de arși dintr-o țară parteneră. Se organizează evacuarea internațională. Pacientul pleacă după ce este stabilizat de către medicii din spitalul de urgență. În urma incendiului din colectiv, zeci de răniți au murit în spitalele din România sau după ce au fost transferați prea târziu în străinătate. Și asta pentru că inițial autoritățile nu au vrut să recunoască neputința de a trata în țară pacienții cu arsuri severe.